Înălțarea Sfintei Cruci este una dintre cele mai vechi și mai importante sărbători creștine. Ea este închinată cinstirii Crucii lui Isus. Evenimentul este marcat din data de 14 septembrie 326. După ce împăratul Constantin cel Mare a dat libertatea creștinilor prin edictul de la Milan în anul 313, cam cu 2 ani mai târziu, mama sa Elena și-a propus să găsească locul în care a fost răstignit Iisus Hristos și, dacă este posibil, chiar crucea pe care a fost răstignit. Cu ocazia prăznuirii acestei mari sărbători, preoții au oficiat slujbe și au ținut predici prin care le-au explicat credincioșilor care este semnificația Sfintei Cruci. Pentru cei credincioși, spune Sfântul Apostol Pavel, crucea este puterea lui Dumnezeu. Crucea, simbolul divinității, al măririi. Pentru ce v-ați rugat? Pentru sănătate, pentru bunăstarea familiei. Cu gânduri curate, să ne descărcăm sufletește, să fim mai buni. În ziua de 14 septembrie 326, Sfânta Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, a găsit crucea pe care a fost răstignit Iisus, iar episcopul Macarie de Ierusalim a înălțat-o.